Locuitorii din Stoienești, județul Olt, sunt extrem de speriați din cauza că un tânăr de 34 de ani din comună, recent întors din Anglia, a murit infectat cu COVID-19. Teama oamenilor a fost accentuată după ce mama și bunica bărbatului au fost confirmate cu virusul SARS-CoV-2. Oamenii se tem că ar putea fi vorba de o infectare cu noua tulpină a virusului. Din datele anchetei epidemiologice actualizate, s-a constatat că doi dintre contactii de familie s-au pozitivat în urma testării pentru determinarea infecției SARS-CoV-2. Cu test PCR, în contextul în care s-au recoltat probe după decesul pacientului, care au apelat serviciul 112. Evoluția rapidă a bolii în cazul tânărului întors din Anglia, soldată cu decesul acestuia, a alertat autoritățile medicale, care au decis trimiterea probelor COVID recoltate de la rudele infectate ale decedatului pentru a se stabili dacă este vorba sau nu despre primul caz din Olt de infectare cu noua tulpină. Având în vedere contextul epidemiologic actual, persoana întoarsă din Marea Britanie, direcția de Sănătate Publică Olt nu a exclus etiologia infecției cu SARS-CoV-2, noua tulpină circulantă în Marea Britanie, motiv pentru care în data de 27 ianuarie 2021, probele recoltate cât și de la contactii de familie au fost trimise către un laborator din București care pot efectua etapa de secvențiere pentru noua tulpină. Autoritățile sanitare din județ îi sfătuiesc pe locuitorii comunei Stoienești să fie precauți și să respecte măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. Rezultatele trimise la București ar putea sosi cel mai devreme la finele acestei săptămâni. Atunci se va ști dacă tânărul mort de COVID a fost sau nu infectat cu noua tulpină.